avea Martinovici între timp recuperat balonul de către Giuleștei. Herea. Ține bine mingea la picior, control precis. Burlea. Grigorie se arată. Herea a ajuns în zonă stângă. Herea. Frumos driblingul lui Herea, continuă acțiunea lui Herea. Herea, periculos! Și prinde Marc. Dinamo pe 6. Acesta este schema actuală a clasamentului. Frumoasă trecere a lui Herea! Wow, gol turcesc! Încă o dată, depășit Cristionescu ușor. Frunză! Mihai Roman acesta îl are în față pe Nasser, Nasser îl prelungește pentru Herea. Herea în fața porții, ocazie pentru cei de la Rapid. Comite și el o eroare de serviciu. Nasser nu reușește să păstreze posesia. Pasa lui Mihai Roman pentru Herea, trece de Dănuț Munteanu și obține lovitură. Protestează jucătorul gazdelor, cel puțin teoretic, cu Cluj. Este cu Rapidului 2 contra 2 cu Sorin Frunză și Ovidiu Herea. De partea Rapidului se repliază și ungurușean. Frunză pentru Herea la marginea creului. Herea levita pe Dănuț Munteanu. Herea, al doilea dribling. Herea și gol! Frunză, iată, majorează avantajul giuleștenilor. A doua reușită a lui Frunză în acest sezon al Ligii I pe Gâmbir. Contraatacul însă a fost unul impresionant, o adevărată lecție de contraatac. Herea a scos din joc doi adversari ai Rapidului. Nu a fost de... Bojovici, Costin Lazar pentru Ovidiu Herea. Ovidiu Herea levită pe Dănuț Munteanu, în centru este Sorin Frunză, prea din fața. Redus diferența, vedem încă o dată trecerea lui Herea, s-a desprins de doi adversari, a centrat foarte bine în fața porții pentru Sorin. Lovitură liberă pentru Rapid, bătută scurt, în partea dreaptă este Ovidiu Herea, în fața sa Dănuț Munteanu, un duel câștigat cu... Între locurile 8 și 12 în Liga I Berggambir. Sorin Frunză pentru Ovidiu Herea. Nu poate să treacă de ungurușean. Faultează apoi Rapidistul. Încă o pasă pentru Ștefan Grigorie. Driblingul lui Grigorie. Herea mai departe așteaptă Bojovici. Se încurcă Bojov, a câștigat nici măcar un metru de teren. Herea a venit și el la mijloc pentru a-și lua mingi. Herea intră în careu, Herea în continuare, Herea scoate un balon. Vine Bojovici. Părea pe aceeași linie cu Bruno Fernandez și acum o deviere a lui Herea spre Bojovici. Vine Roma la colțul scurt, odată cu el însă a venit și Silaghi. Roma cere lovitură de la 11 metri, în loc să rămână în care. Rui Duarte, Grigorie acum la minge, primite lui Ovidiu Herea. Iată cât de departe de poarta adversă se aflau atacanții Rapidului. Herea încearcă să pătrundă. Herea își așează mingea pentru centrare. A fost... Primește acum Ovidiu Herea. Este o poziție bună pentru decarul Rapidului. Avansează Herea. O pasă către Bozovici. Pe lângă poartă. Grigorie. Dribbling. O pasă acum a lui Herea pentru Rui Duarte. Rui Duarte, din nou Herea, foarte abil de carul. Corneli Coliță nu avea prea multe variante, era un singur coechipier în care lui Dani Coman. Poate fi și acesta motivul pentru care nu i-a pasat Onofra. Și acum Sechei cade în marginea careului și e lovitură liberă pe... Așa mi s-a părut în prima fază, acum nu mai sunt convins. Că dacă a fost fault, a fost pe linia careului de 16 metri. Ajungă la un ofraș. Acum rapidiștii pot pleca pe contraatac. Herea, un dribling scurt în fața lui Geraldo Alves. Scoate repunerea de la margine. Herea a avut două mari ocazii. Dani Coman, un gest care...
vine drept răspuns la scandările fanilor rapidiști prezenți aici la turnul Severin. Centrarea lui Ovidiu Heonistor greșește, Claudiu Voiculeț interceptează, Sorin Frunză care îl pune în cursă pe Herea. Herea față în față cu Viera. Herea reușește să depășească pe Viera, revine Ivorianul și este a dărâmat un panou publicitar după duelul cu Usman Viera. O intervenție corectă a lui Urelea deviază această minge pe care Rui Duarte o trimite către mijlocul terenului. Herea a ratat o ocazie imensă ceva mai devreme. Continuă cu Rui Duarte, din nou Herea în duel acolo cu Florin Maxim. Maxim care a depumă foarte mare drept clauză, undeva în jurul la jumătate de milion de euro. Atacă Rapidul prin golgheterul Herea. Herea continuă o deviere fericită. Spadasio încearcă un 1 contra 1 cu Sefci. Centrarea lui Spadasio, preluarea lui Herea foarte frumoasă. Herea nu are continuare. Herea în careu și Helder reușește să rituri libere. Să vedem dacă va fi o centrare. Până la urmă Herea s-a încercat o schemă, pasă pentru Spadasio, centrarea lui Spadasio. Colțul terenului, rapidiștii au recuperat foarte repede. Chetul pe Herea în careu, Herea față în față cu capitanul Sergiu Bar, centrează în careu și acolo Eduard Nicola a venit în centru și a reușit să strângă. Noi revedem faza de mai devreme și apoi cerându-și scuze. Între timp jocul, o lovitură de moral bună pentru rapidiști să primească vizita Politehnicii Timișoara cu 44 de puncte de pe locul 4 în clasament. Herea alergă după această minge, Raul Marincău intră prin alunecare, nici nu e foarte greu de făcut acest lucru. Gazonul este extrem de ud în continuare. Herea simulează un dribbling, scoate apoi pentru Ezeritul, îi așteaptă această centrare care vine în marginea careului mic, a sărit acolo Marcos Antonio cu capul pe spate, a trimis Herea în sămim mingea. A ajuns până la urmă în brațele lui Stoicescu. Iată-l pe Herea prelungind cu capul pe spate și dintr-un jucător al Brăneștiului din Casio, Olberdam, Sesinia și Casio. Un rapid latino-american și a fost și o execuție demnă de celeb atacat de Dominic Kivuvu. Faultat Herea de către Cadu, trece de linia de margine a terenului. Am revăzut faza pentru lui Duarte. Herea poate să șuteze, încearcă să-și creeze culoarea, a vrut însă o pătrundere de dezamăgire a lui Alin Minteoan. Casio poate pentru Sesini, acum Herea. Este inteligent al lui Rui Duarte, Casio, Ovidiu Herea. Herea în fața porții și la un pas de autogol, Radu Casio să execute această lovitură de colț. Spadasio, Roman, pentru Ovidiu Herea. Herea își pregătește centrarea, continuă, dar este blocat de Hoban. Reușește până la urmă Herea să-l deposedeze. După o perioadă foarte bună a acestui club, Herea intră în care Ovidiu Herea blochează Lazar. Pentru Mihai Roman. Roman foarte bine mai departe, Herea găsit liber în flancul drept, simulează o centrare, Herea dribling foarte frumos. Herea intră în care Herea încearcă o centrare pe colțul lung și Vidanov. Călin Albut. Revedem bijuteria lui Ovidiu Herea de mai devreme. O centrare lung de linie către Herea. O diagonală, de fapt, a fost, nu lung de linie. Revin, recuperează acum Ovidiu Herea. Pasă aproape pentru Juliano Spadasio. Herea avansează cu mingea la picior. Herea rămâne la minge, nu poate șuta încă un dribbling. Herea în continuare, Ovidiu Herea în careu, blocat până la urmă. Și Giurgiu reușește să rămână cu... Rui Duarte aruncă de la margine, Casio trimite la marginea careului pentru Herea. Herea cu al doilea dribbling, Herea, mingea se... Foarte bună preluarea lui Herea și apoi dribblingul pe lângă Maiernic. Degeaba a venit Maria, ia două goluri,
meciul cu penultima clasată în Liga I Bergambir. Acum Herea, înapoi pentru Bojović, muntenegreanul calm, îi retrimită lui Herea, se calcă pe picioare acolo Herea cu Sesinia, brazilianul pasiv. Centrarea lui în prima repriză de Glauber. Marian Cristescu sare pe sub minge, balonul ajunge la Herea. Vine Cristescu puternic, cade Herea și obține. Certat Marian Cristescu de Robert Ilieș pentru ușurința cu care i-a adus pe rapidiști în preajma careului lui Mincă la această Ligi întâi. Cum era pasă pentru Roman, excelentă pasă pe culoar, Casio așteaptă undeva în mijlocul careului. 1-0, să revedem însă pasă extraordinară dată de Ovidiu Herea. Extraordinar, iată-l pe Mihai Roman, a ridicat capul, s-a uitat căutându-și un coechipier. Ăla e Grigore. Herea, urcă și Rui Duarte, este din nou un moment prielnic pentru Rapid pe flancul drept. Vine Herea, anulat îndeaproape de Izvoranu, vine și un călcâi, Mendy s-a retras la timp și doar. Iată călcâiul lui Herea. Mendy. Matache, cel care la un moment dat era chiar și capitan al echipei. Bună trecere aceasta a lui Herea. Herea se pregătește să intre în careu, a fost Silaghi cel care a intuit ce... Ovidiu Herea are execuție formidabilă, accelerat imediat după preluarea balonului. Iată ce trecere pe lângă Izvoranu. Oh, ce trecere frumoasă a lui Herea, tocmai între picioarele celui lăudat. Pe Maciado, bună preluare, însă nu l-a putut păcăli pe Rui Duarte. Se bun și jocul defensiv pe care îl face. O minge lui Spadasiu acum pentru Herea. Herea a coborât pentru a ajuta la construcția jocului. Rui Duarte pentru același Herea, intervenția lui Brandan. Bilașco. Singura lui reușită până acum acest meci, un duel aerian câștigat cu Marcos Antonio. Herea îl vede demarcat în flancul stâng pe Bojović. S-a aruncat repede de la margine, centrare, foarte bună lovitura de cap a lui Herea. Da, ne-am fi așteptat totuși la mai multe implicare în joc din partea lui Herea, cel mai bun marcator al Rapidului în acest sezon și revenit printre titulari după ce a fost rezervă la ultima partidă de campionat. Herea a avut câteva execuții frumoase, ocazii de gol a echipei. Herea întoarce foarte bine această mince, Casio cade în careu continuu, Casio! Centrarea lui Bozović nu este deloc rea! Se bâlbuie apărarea Astrei, nici rapidiști însă nu reușesc să se întoarcă cu fața la poartă. O centrare foarte bună acum și o criză de prelungiri. Rapidul încheie cu această centrare a lui Herea, care s-a descurcat foarte bine pe un spațiu mic și lovitura de cap a lui Casio, care nu aduce însă golul izbăvitor pentru Rapid. Deocamdată marcare în stânga a lui Frunză. Este preferat însă Herea nu se dictează lovitură liberă în favoarea Astrei și iată o minge care îl depășește pe Casio. Lasă recuperare Herea. Bine s-a ținut pe picioare Herea. Continuă Herea. Cursă splendidă a lui Herea. Oprită exact când Herea amenința mai mult. Primul care trebuie... Arul stâng în plasă de Casio. Cosin Lazar, excelentă pasă, Herea, pericol, Herea, gol! Are acestei faze cu plecarea lui Herea de la limita offside-ului, fără niciun fel de problemă a ajuns, a pasat în fața porții pentru Casio, care a făcut ca scorul să arate acum 2-0. Aș îndrăzni să spun că acest Casio e cam Sony, a început să dea câte două goluri pe meci și să ne arate că nu degeaba au fost achitați vreo trei. Herea, foarte bună combinația! Și acum se grăbesc rapidiști. Costa, Herea. Spadasiu. Două săptămâni prilejuite de meciurile echipei naționale. Să urmărim însă această acțiune de atac Herea. Herea reușește să treacă de un adversar, sunt prea puțin giuleșteni, însă în careul Dan Alexa, respinsă de Marius Constantin și Ovidiu Herea preia această minge, cearcă să treacă în viteză,
de Alexandru Curtean. Herea reușește până la urmă să țină foarte bine de minge. Costin Lazar, Casio, Gianhai Roman în centru, așteaptă Herea. Herea în fața sa, Pantilimon rămâne mingea la Herea, vine din spate Sesinia, Sesinia, gol! Pe jumătatea terenului, revedem această fază, centrarea lui Roman pentru Herea, ieșire bună a lui Pantilimon, care reușește în primă fază să-l blocheze pe atacantul Rapidului. Sesinia terenului, o pasă pentru Ovidiu Herea. Herea, Casio încearcă să vină la 1-2, Sesinia nu-și găsește cea mai potrivită poziție, continuă Herea de unul singur, trimite lui Ezechias. Foarte mult spațiu pentru mijlocașul Giuleștean. Herea reușește să evite intrarea prin alunecarea lui Sexy și obține o lovitură de colț. Pandurii Târgu Jiu, 2-0, într-un meci transmis în direct de GSP TV. Să-l vedem pe Herea în flancul stâng. Trebuie să se întoarcă, ține mingea în teren. Herea a căutat centrarea, acum trimite direct pe GSP TV. Jocul lăsat să continue. Herea conduce jocul la centrul terenului. Îl găsește pe Roman în dreapta de marcat. A tras mult pe lângă poarta sa. Un atac al Rapidului cu Herea, atacat de Valerica Găman. Herea se ține pe picioare. A căzut Găman, care a putut o lovitură cu potul din partea adversarului său. Foarte aproape asistentul Sebastian Gheorghe. Nu a semnalizat nimic. Casio! O minge câștigată. O combinație în trei, Mureșe. Deocamdată în acea zonă de teren, mă rog, nu era decât Mihai Roman, a venit și o centrare, ratează Stasio! Pentru Rapid, iată preluarea lui Herea și centrarea, nu avea voie să mai centreze. Incredibilă ratarea lui Casio. De neiertat, se înventă pe Hoban și poate urca o minge pe centru pentru Herea. Herea în careu, Herea! Herea și... cartonaș galben pentru simulat. Vedem reluarea acestei faze, preluarea lui Herea. Din fentă îl culcă pe Lazar. Nu este nimic. Putea să-l sară pe Lazar. Nu este nimic la această fază, iată. Și-a lăsat piciorul în spate, l-a văzut. Respinge Garat, balon de urmărire pentru Rapidiști, nu este offside la Herea. Herea la marginea hăreului, întâmpinat de Molții. Herea pentru șutul lui Pătorilor. Un minut de prelungire s-a arătat de la margine pentru această primă repriză. Herea, o pasă în stânga la Vodovici. Vodovici în fața sa este râpă. După aceea de specialist Burlea deviază pentru Herea, învăluie Spadasio, lasă prea mult să curgă Herea această minge. O centrare cu interiorul, Sârg nu intervine strălucit și va fi lovitură de Campanionul de la margine. Dar nu știu cum s-o fi văzut offside din partea tușierului din acea zonă, Sebastian... Din partea fanii.